Mihai, spui tu alo? Alo? Alo, bună? Bună. Ce faci? Mi-am permis să-mi intru că vreau să-ți transmit un mesaj. Ștefania. Toată lumea mă... Cred că v-ați dat seama, da. De afară toată lumea mă judecă și se comportă urât cu mine, majoritatea. De fapt, cum că nu te-aș lăsa eu în pace sau că pun presiune asupra ta. Lucru ce nu este adevărat. Sper că nu ai crezut nici în vorbele doamnei Mia, cum că spunea că eu nu te-am vrut niciodată. Cred că ai simțit că te-am vrut. Așa, i-am spus și ei. Da. Mă bucur că tu realizezi lucrurile astea. Nu-mi place că tot îți vin tot felul de influențe, cum că eu aș vorbi ceva prost sau că aș face ceva prost în legătură cu tine. Nu, nu este adevărat. Sunt supărată pe persoanele care spun asta. Și dacă vrei să știi ceva direct din partea mea, da, eu te aștept afară, pentru că ai spus că afară ești diferit și nu renunț. Dacă afară ești diferit, te aștept afară și rămâne să discutăm noi doi. Tu l-aștepți afară? Televizor? Da, nu vreau să spună cineva că sunt pentru televizor. Nu am plecat de acolo ca să-l părăsesc. Am plecat de acolo în situația în care nu puteam forma o relație în casă și oricum se simțea că și eu aveam foarte multe presiuni și el. Ștefania! Și este alegerea lui. Tu ai un televizor acum la... Da? Nu, din păcate... Bun, atunci o să te rog să rămâi la telefon că vreau să... O să auzi. O să auzi ce o să vedem noi în minutele următoare. Zile sunt din ce în ce mai frumoase, în special atunci când își mărturisesc lumina peste gânduri curate. Este o femeie extraordinară, Bianca. Nu m-am apropiat de ea mai mult pentru că simt că mă place și mă place cu adevărat. Vreau să mă asigur că și eu o plac pe ea la fel de adevărat și nu doar să-mi fac șederea mai plăcută aici în casă sau să scap de anumite stări și gânduri. Când o să mă simt pregătit, o să mă... Apropie și mai mult de Bianca, dar vreau să fie așa cum trebuie, dacă va fi. Iar ziua a continuat cu apropieri, semn că intimitatea e o chestiune de atitudine și încredere. Ești mai bine? Hmm? Ești mai bine? Uh-huh. Ai spus că vrei să pleci? Când? Nu adă, spunea. Nu mi-am amintit să fi spus că vreau să plec. Asta dimineață pe antenă plec o jumătate de oră, cred. Aveam unele gânduri și trebuia să scap și de ele, să le spun, să mă... Că așa e, mă frământau. Fiecare i-a povestit celuilalt ca unui prieten bun ce s-a mai întâmplat în jumătatea lui de casă. Doamna Irmina era supărată. Se consumă foarte mult din niște lucruri foarte mărunte și se ajunge la vorbe care chiar nu și-au locul mai apoi. În moment dat simțeam că eu sunt motivul, cum că mi-a luat părerea. Oricum ce m-a deranjat, i-am spus și doamnei Mia și la fel și doamnei Irmina. Da, într-adevăr, doamnei Irmina îi pică foarte rău când cineva spune ceva despre tine. Și după o zi petrecută mai mult împreună decât separat, seara a venit cu o surpriză. Unde e, mă, Bianca? Bau! Ia uite că ți-a gustat ăsta în braț. O să vreau să-l iei tu pe ăsta. De ce? Pentru bunătatea pe care o ai în tine. Mulțumesc! Da, și acum Ștefania, te întreb eu pe tine, nu cumva prin ceea ce ai spus mai devreme că l-aștepți afară, îi pui o piedică în cunoașterea lui cu Bianca? Nu, nu, nu. O piedică, am spus clar, în condițiile în care el consideră că mai are ceva de arătat, eu afară nu sunt să cunosc pe altcineva sau să fac o relație, sunt afară pentru că acolo nu mă mai simțeam bine. Sunt dispusă, mai în condițiile în care el este dispus, altfel nu am pierdut nimic, are dreptul, cum am spus și în scrisor, să facă ce vrea și să cunoască pe cine vrea. Adică nu e ca și cum sunt într-o depresie sau suferință acasă. În cazul în care mai are ceva de demonstrat, eu sunt aici și sunt disponibilă să păstrez legătura cu el, bineînțeles. În cazul în care nu, să fie ok cu Bianca sau cu oricare altă fată. Pe mine nu mă deranjează, sunt alegerile lui, cum și alegerea mea a fost să plec. Dar pe de altă parte, că tu ai avut dintre toți din casă o apropiere mai profundă, să spun, cu Mihai.
Crezi că s-ar potrivi cu Bianca? Nu știu ce să cred, nu bag mâna în foc și nici nu mai vreau să trag concluzii. El știe cel mai bine și el trebuie să-și răspundă la întrebările astea. Ștefania, cât a fost în casă, chiar m-a îndemnat să mă apropii de Bianca, dacă simt, și cred că i-a spus la fel și ei. Uh-huh. Da. Bună, Ștefania! Bună, bună! Bună, Ștefania! Bună, Ștefania. Mea. Bună. Ciocolata mea! Cu Bianca, zic să facă ce vor. Fie e la Mihai și dacă pleacă și dacă rămâne și dacă se cunoaște și dacă nu. Alegerile sunt ale lui în totalitate. Eu vreau să spun că nu înțeleg de ce sunt atât de judecată în condițiile în care chiar îl lasă să facă ce vrea. Dar cine te judecă? Nu înțeleg. În mare parte susținătorii lui, că spun că eu nu-l las în pace și nu să fie fericit, dar eu întotdeauna m-am bazat pe faptul că el este un bărbat matur și chiar știe cum să facă și ce să facă ca să fie fericit. Și știe cum o și cum o să alugerile. Adică eu am încredere în Mihai, eu nu-l văd așa cum îl văd ceilalți. Eu îl văd foarte bine, îl văd fix așa cum trebuie și sunt sigură că la final alegerile lui sunt cele corecte. Da, te-au deranjat și vorbele doamnei Mia, de exemplu? Da, vorbele doamnei Mia m-au deranjat cel mai tare, pentru că eu țin foarte mult la doamna Mia și mi-a părut rău să spună că, adică într-un fel să mă atace pe mine, ca și cum nu am simțit nimic pentru el sau că mi-a fost indiferent. Este total fals. Spune Bianca cu voce tare. Și... să-și ceară scuze. Pentru că, dumneavoastră. De ce? Pentru că nu trebuia să faceți acest gest. Nu, pe doamna mea o cunoaștem de 3 luni, așa cu ea, cu bune și cu rele. Eu nu am contrazis-o de multe ori pentru că mi-era dragă și nu eram acolo să mă contrazic cum am lăsat să fac dreptate cu ele, pentru că e destul de greu și pentru ele acolo în casă. Da, nu știu, Bianca, dar vrei să-i spui ceva Ștefaniei? Nu. Eu cu Mihai am discutat despre asta. Chiar am vorbit aseară sau alaltă seară, nu mai țin minte exact când. Și el știe ce am avut eu de spus. Despre Ștefania? Oarecum. Nu despre Ștefania, în mod special. Da, am văzut și eu despre situație. Am văzut exact, m-a ajutat să înțeleg și eu stările mai bine și situația. I-am spus că poate ea, într-adevăr, acum îl așteaptă afară. Acum depinde de el ceea ce de spune. Eu nu sunt aici să-i spun nu, să, eu nu sunt nimeni aici deocamdată. Ești o concurentă cu drepturi egale. Da, dar nu sunt... aici să-i spun lui ce să Ștefania fac, nu să mai fac. Este o concurentă în casa Mirea. Știu, dar a fost cineva în viața lui sau este... Nu mai sunt o concurentă, dar este vorba despre mine. Exact. Mulțumesc că mi-ați permis să intru. Da. Și eu părerea, e mai greu acum. Trebuie să ne oprim. Te salutăm, Ștefania. Pa, pa. Hai, Ștefi. Ne vedem mâine la 13:45 în gală. O gală iarăși cu emoții și, evident, cu lacrimi, că așa se întâmplă fiecare sâmbătă.